Am revenit, doamnelor și domnilor, au plecat cei de la Plopeni, fericiți că s-au calificat în competiția The Best. În locul lor a venit o echipă de aici, din Ploiești. Este vorba despre echipa liceului Toma Socolescu. Bună seara, copii! Bine ați venit alături de noi! Îi cunoaștem, doamnelor, domnilor, împreună pe cei de la Toma Socolescu. Este vorba despre Irmia Alexandra, clasa 11-a, Nica Alexandra, clasa 9-a, unde ești? Aici ești. Găurice Andreea, clasa a 10-a și singurul băiat din echipă, clasa 12-a, Tănase Andrei. Copii, voi pentru prima dată participați la acest concurs? Avem un membru cu mai multă experiență. Aveți un membru cu experiență. Păi ia spune-ne tu, e membru cu experiență, pe numele tău, Andreea. Vrei să repeți experiența? Cu siguranță, da, normal. Ce anume te motivează să faci acest lucru? Eu te felicit pentru asta, dar ce vrei tu să obții? Păi, cu siguranță am venit din nou pentru a câștiga ceva, pentru a ieși cu fruntea sus de aici. Data trecută ce ai câștigat tu, Andreea? Experiență și... Cum a fost? Cum ți s-a părut? Foarte interesant și... Ai urmărit preselecțiile până în momentul de față și întrebările cum au fost? Unii spuneau că ușoare, alții accesibile, alții foarte grele. Ție? Cum ți s-au părut? Altele... Nu, cum, deci au fost... Se poate și mai greu de atât. Posibil. Bun. Andrei, tu, pentru prima dată, intri în acest concurs, ești foarte zâmbitor, ceea ce e bine, degajat, ceea ce este și mai bine, un concurs pe temă de cultură generală. Ești pregătit să faci față unei astfel de competiții? Vom vedea. Vom vedea. Dar pe ce te bazezi în momentul în care... Pe ce te-ai bazat, mai exact, în momentul în care ai intrat într-o astfel de competiție? Că mă gândesc că, ok, a venit doamna profesoară la tine și ți-a spus: Andrei, uite, vrei să participi la un concurs pe teme de cultură general? Și tu ai spus, da. De fapt, a fost tocmai invers. A fost tocmai invers, da. Bravo! Am vrut să fac parte din echipă și anul trecut, s-am aflat puțin mai târziu și de atunci am tot insistat, doamna, anul viitor vreau să fiu și eu. Exact, data viitoare vreau să fiu și eu acolo. Nu pot decât să mă bucur, Andrei, pentru asta, dar totuși tu te bazezi pe ceva în momentul în care îți dorești. Sunt temele foarte ar fi sportul, literatura, istoria. Păi avem sport cât cuprinde, pentru că cei de la Plopeni au luat toate întrebările din gramatică. Atât mai bine. Deci sportul ar fi disciplina pe care tu o stăpânești. Literatura și istoria, cam acestea. Literatura și istoria. Tu? Eu pot să spun că la cultura generală mă pricep cel mai bine, dar mă acces foarte mult pe matematică și fizică. Oh, extraordinar! Avem și matematică, avem și fizică. Mai departe. Literatură, matematică, fizică. Din toate, da? Din toate. Iar tu, Andreea? Biologie, literatură. Păi vă că ați acoperit cam tot, nu? Deci sunteți o echipă extrem de bine sudată. Asta înseamnă că trebuie să faceți 10 puncte din 10. Sperăm. Să sperăm, nu-i așa? Ar fi o premieră, pentru că până acum, dacă nu mă înșală memoria, n-am avut nicio echipă care să facă 10 din 10. Au fost 9 din 10, dar 10 din 10 niciuna. Eu vă țin pumnii strânși, vă doresc succes. Andrei, te rog, prima întrebare pentru echipa de la Toma Socolescu. Numărul 22. Numărul 22. Începem așa în forță, cu matematică. Așa. Nu fiți deprimați, da? Pentru că te-am auzit pe tine cu matematica, pe mine. Da? Pe tine. Ok. Hai să vedem cum te descurci. Cel mai mare divizor comun al numerelor 112 și 252 este varianta A, 14, varianta B, 28, varianta C, 56. Imediat vine și bilețelul. Poftiți! Cel mai mare divizor comun al numerelor 112 și 252. Să fie 14, să fie 28 sau 56. Și mai avem 30 de secunde la dispoziție. Aveți răspunsul la această întrebare, întrebarea cu numărul 22, vă ascult. Varianta C, 56?
Varianta C56 nu este varianta corectă. Varianta corectă era B28. Dar nu e nicio problemă. Mergem mai departe, mai avem 9 întrebări. Te rog. Întrebarea 23. 23 ai spus? Da. Ei, uite că am mai avut un pic de gramatică. M-am înșelat, mai era una din gramatică. Fiți atenți. Nimeni, niciunul, toți sunt în ordine pronume. Varianta A, negativ, nehotărât, negativ. Varianta B, negativ, negativ, nehotărât. Și varianta C, nehotărât, negativ, negativ. Imediat o să vă dau și hârtuța. Să recitiți întrebarea, să recitiți variantele. Nimeni, niciunul, toți sunt în ordine pronume. Negativ, nehotărât, negativ, 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 nehotărât sau nehotărât, negativ, negativ. Mai avem 28 de secunde. Sigur, dacă Andreea spune sigur, nu putem să o contrazicem. Ce facem? Oprim cronometrul sau îl mai lăsăm? Îl mai lăsăm atunci. Ce mai faceți voi? Gata. A expirat timpul, ascult întrebarea. Varianta B, spuneți voi, negativ, negativ, nehotărât. Într-adevăr, este varianta corectă pe care voi ați dat-o. Primul răspuns corect. Mergem mai departe. Hai, amestecă-le dacă vrei. Dacă nu-ți plac numerele mai mari, poate... 11. 11, la mijloc. 11, ia să vedem noi 11. Întrebarea cu numărul 11 sună în felul următor. Este glandă exocrină, varianta A, hipofiza, varianta B, tiroida, varianta C, glandele gastrice și varianta D, glandele suprarenale. Imediat vine și hârtia. Știți? Da, și o zic. Da. Este glandă exocrină. Hipofiza, tiroida, glandele gastrice sau suprarenale. Putem opri cronometrul. Putem opri. Fetelor, voi sunteți da, de acord? Da. Da, normal. Gata, unde-i ordin, cu plăcere. Oprim cronometrul, vă ascult. Varianta A. Varianta A, hipofiza. Vedeți, nu trebuia să vă grăbiți. Varianta C era cea corectă, glandele gastrice. Continuăm. 3. Întrebarea cu numărul 3. Ei. Ia fi-te atent, măi Andrei. E o întrebare pentru tine, cu dedicație. Ce fotbalist român a jucat pe post de fundaș la Inter Milano, dar și la echipa națională a României? Varianta A, Cristian Chivu. Stai așa că mai am 3 variante. Varianta B, Cosmin Contra. Varianta C, Gheorghe Popescu. Varianta D, Nicolae Dică. Sper că i-am pronunțat corect numele, da? Da. Zim tu, Andrei, dacă e bine. Dică sau Dica? Dică. Dică, ok. Deci, ce fotbalist român a jucat pe post de fundaș la Inter Milano, dar și la echipa națională a României? Să fie Chivu, să fie Contra, Gică Popescu sau Nicolae Dică? Putem opri cronometrul, păi îl oprim atunci. Răspuns A, Cristian Chivu. E sigur? 100%. 100%. Și bine faci că e sigur 100%. Un răspuns corect dat de voi. 2 răspunsuri corecte până acum, 2 greșite. Hai, amestecă. Bine. 8. Ia să vedem. Întrebarea cu numărul 8. Hai să o și găsim. Am găsit. O întrebare din arte. Ce caracteristici are clasicismul muzical? Varianta A. Expunerea temelor muzicale în stil fugato. Varianta B. Simplitate, echilibru, claritate, armonia formelor, simetria frazelor. C. Încărcătura ornamental excesivă. C.
Ce caracteristici are clasicismul muzical? 38 de secunde la dispoziție. Secunde. Trei, doi, unu și oprim cronometrul. Clasicismul muzical. Ia să văd. Ce varianta B. Varianta B, spuneți voi. Simplitate, echilibru, claritate, armonia formelor, simetria frazelor și un răspuns corect dat de voi. Bravo. Am ajuns. Stai, nu te grăbi. Am ajuns la primul personaj pe care voi îl veți vedea în secundele următoare și sper eu că îl veți și recunoaște, nu-i așa? Dacă suntem pregătiți, arătăm primul personaj pentru echipa liceului Toma Socolescu. Ia uitați-vă voi bine la această, o aveți și în fața voastră, o aveți și în monitorul din spate, unde vreți voi vă uitați și îmi spuneți cine se află în această imagine. Literatură sau sport? Literatură română. Mai avem 24 de secunde. Nouă secunde. Și oprim cronometrul. Vreau să aud varianta voastră de răspuns cu privire la numele celui pe care l-ați văzut în imagine. Te rog, Andrei. Arghezi. Tudor Arghezi, spune echipa de la Toma Socolescu. Aflăm imediat despre cine este vorba. Suspans. Am greșit. Nu e suspans, ați greșit. Într-adevăr ați greșit. Era vorba despre Alexandru Odobescu, născut la București. A fost un scriitor, arheolog și om politic român. A fost ministru al monumentelor și profesor de arheologie la Universitatea din București. Este autorul unui tratat de istorie arheologiei și a multor alte lucrări de valoare pe care, cu care ne mândrim. N-a fost Tudor Arghezi, a fost Alexandru Odobescu, dar noi mergem mai departe. Am ajuns la întrebarea cu numărul 7 pentru voi. 18. Ia să vedem. 18, o întrebare din geografie. Sună în felul următor. Masivul Parângului din Carpații Meridionali cuprinde munții. Varianta A, Șureanu, Cindrel, Căpățânii, Țarcului și Parângului. B. Șureanu, Cindrel, Lotrului, Căpățânii și Parângului. C. Țarcului, Vulcanului, Parângului, Căpățânii și Lotrului. Și D. Șureanu, Parâng, Căpățânii, Lotrului și Vulcanului. Imediat am găsit și... Știți? Succes! Avem 30 de secunde la dispoziție. Aveți 3 răspunsuri corecte, mai aveți nevoie de 2 pentru a vă califica. 4 întrebări la dispoziție. Ok, timpul a expirat. N-am putut să nu remarc faptul că fetele au o variantă de răspuns,
iar Andrei are o cu totul altă variantă de răspuns. Acum eu ascult. Care credeți voi? Mergeți pe mâna lui Andrei sau mergeți pe mâna voastră? Eu știu varianta, eu am auzit și ce ați vorbit voi. Una din cele două este corectă. Dar nu știm care. A lui Andrei sau a voastră, fetelor? Ia să văd. O să se lase cu discuții după. Între voi, bineînțeles. Vă ascult, haideți. Zi, Andrei, hai. Curaj. De. De, spui, ai mers pe mâna fetelor. Și rău ai făcut, pentru că tu spusesești varianta corectă. Era corectă varianta B. Șureanu, cindrel, lotrului, căpățânii și parângului. Cearta după, da? Ok. Fiți foarte atenți, mai aveți 3 întrebări și am nevoie de 2 răspunsuri corecte din partea voastră, da? Da. Te rog. 4. 4, numărul 4. Imediat s-o găsesc. Am găsit. O întrebare tot din sport. Care din următoarele sportive este considerată gimnasta secolului al XX-lea? Varianta A, Nadia Comăneci. Varianta B, Andreea Răducan. Varianta C, Ecaterina Țano. Și varianta D, Elena Leuștean. Imediat o să vă dau și variantele, întrebarea cu variantele de răspuns. Gimnasta secolului al XX-lea. Care din cele 4 este considerată ca atare? De secunde la dispoziție. Să-mi spuneți care din cele 4 este considerată a fi gimnasta secolului al XX-lea. Mai am nevoie de 2 răspunsuri corecte din partea voastră pentru a intra în competiția The Best. 10 secunde. 4, 3, 2, 1 și oprim cronometrul. Varianta A. Varianta A, spuneți voi, Nadia Comăneci. Și bine spuneți. Este un răspuns corect, cel de-al 4-lea. 2 șanse, un răspuns corect. Te rog. Ce stres periculos. 10. 10. Și un răspuns de nota 10, nu-i așa? Sperăm. Sperați. Este glandă endocrină. Varianta A, glanda salivară. Varianta B, glanda sudoripară. Varianta C, timusul. Și varianta D, glanda sebacee. Întrebarea cu numărul 10, uitați-o, glandă endocrină. Mai aveți nevoie de un punct pentru a vă califica. Glanda salivară, glanda sudoripară, timusul sau glanda sebacee sunt cele 4 variante de răspuns pe care le aveți la dispoziție. Nu. 23 de secunde. 23. Ce facem? Oprim cronometru. Oprim cronometrul, îmi spun cei de la Thomas Popolescu. Păi oprim cronometrul și vă ascult. Glanda endocrină. Varianta. Spuneți voi că ar fi glanda salivară. Ei bine, nu. Varianta corectă era ce? Timusul. Fiți atenți, este ultima șansă pe care voi o aveți pentru a vă califica. Veți vedea un personaj, va trebui să-mi spuneți numele acestuia sau acesteia, că nu știu dacă e vorba de un bărbat sau de o femeie. Vă rog, imaginea. Ia să văd eu cine este în această fotografie. Un minut, bineînțeles, vă consultați, nu vă grăbiți. Nu e nevoie. Nu e nevoie. Sunteți, deci nu e nevoie. Oprim cronometrul atunci, nu este nevoie. Anghel Iordănescu. Anghel Iordănescu spui tu. Hai să vedem dacă spui bine. Anghel sau Puiu Iordănescu, născut la 4 mai 1950 la Iași, este un fost jucător de fotbal, actualmente antrenor, antrenând în 2 rânduri și echipa națională a României. Ei, ce să vedeți, ce să vedeți, este cel de-al
cincilea răspuns corect pe care voi mi l-ați dat în această seară. Asta înseamnă că v-ați calificat în competiție. Vă felicit și fetelor, aveți grijă să mergeți și femeia lui Andrei, da? Ați văzut ce se întâmplă. Cum a fost? Zi tu, Andrei, că nu știu, parcă te-au luat așa toate cele. Îmi place să trăiesc periculos, dar a fost un pic cam mult. Mi-ar fi plăcut să ne calificăm câteva întrebări înainte. Asta a fost la limită. Păi n-ai spus tu că îți place să trăiești periculos? Da, păi, dar totuși, la limită v-ați calificat. Da, e un pic cam mult totuși. Au fost și emoții. Așa, sau 8 era ok. Am înțeles. Ia zi, Andreea. Au fost și emoții. Pentru mine m-am obișnuit, da. Da, ați lucrat bine în echipă? Da. Sunteți mulțumiți de felul în care ați lucrat? Da. Andrei? Nu prea. De ce? Nu te ascultă fetele astea. Nu, ce le face? Nu este vorba de asta, dar totuși a fost prea la limită. S-a putut ca data viitoare să nu mai fim așa norocoși. Am înțeles. Trebuie să ne pregătim mai bine. Foarte important este faptul, într-adevăr, ai punctat foarte bine, trebuie să vă pregătiți mult mai bine, însă foarte important este faptul că ați făcut pasul cel mare, v-ați calificat, ați trecut de aceste preselecții, noi ne vedem la Filarmonică. Aflați mâine seară cu cine veți concura, dacă pot să spun așa, și vă las pe voi să aveți așa un mesaj de final. Andrei, pentru competiție, pentru celelalte echipe. Ce vrei tu? Mulțumesc mama, mulțumesc tată, nu știu. Pregătiți-vă mai bine, da? Pregătiți-vă mai bine pentru a nu trăi emoțiile care le-am trăit noi. Aolo, chiar așa rău a fost, sincer? Pentru mine, da. Cel puțin. Noi, da. Aș fi fost foarte dezamăgit dacă nu ne-am fi calificat. Cu atât mai mult dacă era și la ultima întrebare. Deci, cred eu așa și stau și mi-amintesc și de celelalte echipe care la fel s-au calificat cu 5 puncte, tot datorită personajului pe care l-au văzut, cel de-al doilea. Cred că și voi trebuie să spuneți mulțumim Anghel Iordănescu, nu? Da. De ce nu? Datorită faptului că l-ați recunoscut pe Puiul Iordănescu, iată, ați intrat în competiția de best. Vă mulțumesc foarte mult, copii. Pregătiți-vă foarte, foarte bine pentru competiție, pentru că acolo va fi mai greu și tu știi asta, Andreea. Doamnelor, domnilor, noi ne revedem după pauza de publicitate. Îi avem pe cei de la Thomas Ocolescu și ei calificați în competiția The Best. Ne revedem, așa cum vă spuneam, după câteva minute de publicitate cu un alt liceu pregătit să înfrunte cele 10 întrebări pe teme de cultură generală. Este vorba despre Liceul Teoretic Grigore Tocilescu din Mizil. Ne revedem după pauză.